în care vor bate 10 ore dacă nu voi executa ce mi-am promis să fac. Acest Julian Sorel se hotărâse să prindă și să rețină mâna doamnei de Rânal. Mă voi urca la mine și îmi voi zbura creierii. Ei? Ce mai zici? Dacă la ora 10 nu-i voi prinde mâna, îmi voi zbura creierii. Pui în loc de 10 miezul nopții și pretențiile sunt mai mari. Să-i rețină. Dar vrei să o săruți, nu? Nu ești câtuși de puțin inteligent, domnule. Și cred că nici nu-ți dai seama cât de nefericită e situația dumitale. Eu am vrut să cruț, să evit, să... Dar naivitatea dumitale e mai curând de plâns. De plâns, da. Dumneata, ești păpușa a cărților citite. Aveți dreptate. Dar nu am citit cartea, repet. Dar asta nu schimbă nimic. E ca și cum aș fi citit-o. Trebuie să recunoști și dumneata că aventura asta are un strașnic aer de parodie. Parodie? Poate să fie viața unui om? Parodia unei cărți? Parodie clipa asta? Nu, nu, domnișoară. Eu mă gândeam ce ar fi simțit autorul în clipa când printr-o străfulgerare ar fi avut cu 100 de ani înainte viziunea absolută a clipei de acum. Ești un actor fără leac, domnule. Vine după ce farsa ți-a ieșit atât de prost, nu găsești de cuvință că trebuie să te oprești. Ridicolul dumitale a început să mă scoată din sărite. Ridicol? Oare n-ai să înțelegi niciodată ce se petrece sub ochii dumitale? Știi dumneata cine este ridicol dintre noi doi, domnișoară? Dumneata ești bine crescută, cultă, manierată, iar eu sunt adevărat ca viața însăși. Eu trăiesc, fie și fără să-mi dau seama, literatura. Dumneata literaturizezi viața. Ai văzut vreodată un lup ridicol? În afară de cizul greviți în cărți? N-ai să înțelegi niciodată tristul dumitale ridicol. Ești mândră cu o voință împrumutată de la tablourile de pe pereți. Palatul acesta te apără de lume ca un sanatoriu. Te slujește mâinile și picioarele servitorilor. Cumperi flacuri cu bani despre care nu știi nimic. Și te resfeți în atacuri ca acesta, crezând că faci literatură și artă. Inteligența dumitale nu trece de măsura acestor lucruri. Deasupra unei coincidențe nu te poți ridica. Iar eu de 2 ceasuri sunt în plină viață, ca în largul unei mări. Dumneata vorbești de cărțile citite? Dumneata care îți compui rolul, vorbești de viața adevărată? Dumneata în largul unei mări? Când riști viața ca mine astăseară, ești ca în largul unei mări. Mi se pare imprudent să vorbești de risc, dumneata, care a evitat cu atâta grabă duelul de azi. Nu, n-am evitat duelul. Dar nu asemenea întâmplare înseamnă un risc de moarte, crede-mă. Să lupți cu moartea și cu destinul e să aștepți cum am așteptat eu 6 ani. Să hotărăști am hotărât eu în seara asta. Am venit aici. Am îndrăznit, cum vrei să zici. Am intrat în apă. Numai te-ai la un pas de țărm și cu ochii închiși gândești că ești în larg. Domnișoară, n-ai curajul să crezi că n-a fost decât o simplă coincidență. Nu-ți convine să crezi cât de adevărat este zbuciumul meu. Ce ai devenit dumneata în clipa în care, în sfârșit, ai pricepe adevărul? Tata, te rog, du-te, domnule. Te rog, ieși. Nu, îți dai cuvântul că îmi deschizi iarăși. Taci. Du-te, domnule, te rog. Nu vreau ca tata să te găsească aici. Pe dumneata la mine. Te rog. Pe mine. Da, există totuși o soluție, domnișoară. Spune că m-ai găsit furând, că mă certai. Îți jur pe mormântul mamei mele că n-am să tăgăduiesc, dar nu pot pleca. Da, intră! E o debandadă în casa asta. Reparațiile astea care nu se mai termină în hol, am dat peste o scară. Dar de ce stai pe întuneric? Priveam luna, tată. E o lună minunată astă seară. Luminează ca ziua. Da, bănuiam că nu dorm și de aceea mi-am permis să te deranjez. Nu dorm. Uite ce, fetița mea, am nevoie de cheia de la casetă. Băiatul acela o fi dormind. Nu vreau să-l mai deranjez.
Mai erau în ce lună minunată. Mai există o cheie, am nevoie de scrisorile. Da, da. Postului ministru de justiție Neocescu. Cheie la mine. Da? O luasem eu tocmai, merg eu să-ți arăt scrisorile. Nu te deranjez. Iartă-mă că te-am deranjat. Noapte bună. Noapte bună, da. Ești un descreierat. Te iubesc pentru că nu ești mai cu minte decât mine. A fost prea mult. Peste puterile mele. Am nevoie de puțină liniște, te rog, înțelege. Liniște? De ce nu te gândești și la liniștea mea? Încearcă să mă înțelegi. Încearcă să înțelegi seriozitatea cu care îți vorbesc acum. Ești un om deosebit, mi-am dat seama de asta. Un om cu însuși remarcabile. Părăsește casa asta. Nu ești făcut să rămâi bibliotecar. Numai privirea dumitale mă galvanizează. Îmi înzecește puterile. Bine, sigur. Uite, îți promit că am să urmăresc întotdeauna cu interes. Cu mare interes. Și cu plăcere. Tot ce ai să faci dumneata. Am să caut să compensez greșeala de a nu te fi înțeles. Dacă ai fi înțeles de atunci, de acum câțiva ani, simțeam în mine forța să prăbușesc o lume și puteri să reclădesc alta. Dar a trebuit să te întâlnesc pe dumneata. Dacă știi câte ți-am sacrificat, câte am sacrificat ca să ajung bibliotecarul domnului Boiu. E o poveste stupidă, domnișoare. Cândva, la greci, un tânăr care furase o vulpe o ține ascunsă sub haină și fără să clipească, ca să nu se dea de gol, a lăsat-o să-și înfigă colții în pulpa lui. Mușca din mine mândria pe care nu-mi bănuiai. Și eu nu clinteam de pe drumul pornit. Am greșit. A fost o greșeală. Am greșit amândoi. Nu. Cuvintele astea nu mai au niciun sens acum. Și ce pot să fac? Trebuie. Trebuie ca astă seară să te silesc să mă privești în adâncul ochilor. Și de atunci viața mea s-a schimbat.